avem cascade de tip model vechi până în anii 2017. El cel mai des se testează pe tipul lor de hood sau în interior. Iarăși, în partea stângă avem tankul, avem diferit tip de level, dar e aceeași principiu. De multe ori se defectează aici. Dacă este oricare eroare pe low coolant, dar coolant el este, atunci se poate deconectat și pus un jump în interior la plug. Iarăși, niciodată nu se scoate capacul pe timp de fierbinte. Chiar pe capac scrie chestia asta. Tot timpul se obligă sau se informează șoferul să nu se deschide capacul fierbinte. Avem linerile. Dacă este iarăși aceeași problemă de coolant leak, este motor de D15. Avem linerile. Linerile nu trebuie să avem leak-uri, adică să inspectează toate leak-urile. Avem termostatul, avem iarăși linerul întoarcere, pompa de coolant, tot se inspectează dacă nu este anumite leak-uri. Adică dacă este un low coolant, ca să depistăm de unde coolant este low, tot timpul se inspectează părțile astea. Începem cu tankul, partea din sus și partea de jos a radiatorului, toate linerile împrejur la tank care vin și respectiv partea opusă sau partea dreaptă la heater system din interior la cabină. Avem cabină și slipper. Partea asta, ele iese, linerul de aici. Toate linerul se depistează de coolant, el vine așa și vine în slipper, radiator din slipper. Tot cercetează sau se uită dacă nu este anumit leak-uri. Respectiv mai este și linerul care duce la DEF tank de coolant, tot se inspectează dacă nu s-au depistat problemele de acolo, adică nu este anumit leak-uri. Pe partea aceea, atunci linerul de DEF heater duc așa și duc în spate. El trebuie să, șoferul să se bage pe desubt, să ajungă în partea asta, ca să se uite dacă nu este anumite leak-uri pe linerul de coolant care duci la DEF tank. Respectiv, mai este și la DD15 o mare problemă. Linerul acesta de plastic, tot facem, tot de multe ori, este leak la el. Tot se inspectează toate plug-urile până la pompa de aer.